lângă soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie, noi muncim de-ntocmai Neamănescu, Neamănescu, Domnul Eminescu, Domnul cer de pasăre măiastră, Domnul cer de nemurirea noastră. De Mihai Eminescu, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, cât or să le nece oare valurile, vânturile?
Iarna viscul ascult, crengile rupându-le, apele astupându-le, trăinind cărările și gonind cântările. Ia, eu fac ce fac de mult, vara doi n-ascult, pe cărarea spre zor, ce le-am dat tuturor. Umplându-și cofeile, nu cântă femeile. O rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale dorul toate, numai eu știu să le ascult. În umbrei, umbrei întuneric, te aseamăn unui prinț, ce se uită atât în ape, cu ochi negri și cupiți. Astăzi chiar m-aș întoarce, a înțelege-o nu mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta cu tot? A fost odată ca povești, a fost ca niciodată, din rude mai împărătești o prea frumoasă fată. Și era lună la pământ și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți, ia pasul și-l îndreaptă, lângă fereastră unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare, cum pe mări, răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări, corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. El iar privind de săptămâni, îi cade dragă fata. Cum ia pe coate și rezima, visând ale ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se umple. Și cât de viu se aprinde el, în oricare seară, spre umbra negrului castel, când ea o să-i apară. Un ultim desiderio, o un solo desiderio nel silenzio della notte, lasciatemi morire al margine del mare. Un sogno dolce avrò, il bosco vicino, sulle distese d'acque, mi sia al cielo sereno. Non voglio bandiere né una bara ricca, fatemi solo un letto di teneri ramicelli. Nessuno dietro devo piangere, solo l'autunno deve dare voce alle foglie morte che con rumore cadono. Scivola anche la luna dentro gli aghi che con rumore cadono. No, quando non sarò più vagabondo,
Da allora in poi mi accetteranno con amore pensieri lontani. Stelle che scorgono dall'ombra del cedro, essendo mie amiche mi sorridono ancora. Gente legge in codule, foro ploaie, foro vânt, cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi rărește. Bate vântul frunza în dungă, cântăreții mi alungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele trec în stoluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând pe rând, zarea lumii tunecând, și se duc ca clipele scuturând aripile. Și mă lasă pustit, veștejit și amorțit, și cum dorm eu singurel, de mângân numai cu el. Thank you.
am sărbătorit noi astăzi, copii? Cine știe? Ia spune. Noi am sărbătorit ziua lui Mihai Eminescu. Adică mai precis? Scriitorului român. Ce zi am sărbătorit? Ziua de? Ziua de naștere. De naștere, nu? Așadar, când s-a născut Mihai Eminescu? S-a născut pe 15 ianuarie 1850. 1850, da? 15 ianuarie 1850. Știe cineva unde s-a născut Eminescu? Ia. La Ipotești. La Ipotești. Ce era acolo? Era o... Părinții aveau ce? O moșie pe care o cumpărase tatălui Eminescu. Și acolo avea o căsuță, o căsuță destul de încăpătoare. Localitatea la vremea aceea nu era prea bogată, dar nu era prea bogată, adică nu erau oameni prea bogați, dar era bogat în povești, în cântece, în doine, în balade, nu? Bogată în toate aceste creații spirituale, mult iubite de Eminescu încă din copilărie, da? Cine erau părinții lui Eminescu? Gheorghe Eminovici, se numea tatăl, și pe mama cum o chema? Raluca. Raluca, da? Eminovici, însătorită, da? Bun. Știți voi cine i-a schimbat numele lui Eminescu din Eminovici în Eminescu? Când avea 16 ani, a publicat prima poezie. De-aș avea foarte bine. Unde? În revista? Familia lui Iosif Vulcan, da? Și conducătorul acestei reviste i-a schimbat numele din Eminovici în Eminescu, nume pe care l-a și acceptat poetul, și nu numai el, ci și mulți din frații lui. Câți frați erau Eminescu? Câți erau de toți? Erau toți 11. 11 și Eminescu al câtelea? A 7. Știți voi pe unde a învățat Eminescu? Nu? A învățat și el. A urmat cursurile din primare și gimnaziale din Cernăuți. Mai întâi a învățat la Ipotești, primele două clase. După care, tatăl său, care era dornic ca fiul lui să învețe, l-a dus la Cernăuți. Acolo era un gimnaziu renumit, unde se făcea carte la modul serios, și acolo a învățat și Eminescu. Prima serie, prima perioadă a fost de vreo 2 ani. Vreo 2 ani a rămas la Cernăuți, nu? Acolo a făcut, deci cam din 1863 până prin 1865, da? Și acolo erau în seria lui cam vreo 82 de elevi, iar Eminescu a terminat cu 5 elevi dintre ei. Deci s-a dovedit un copil inteligent, un copil dornic să învețe. Însă după 1865 întrerupe studiile, nu îi plăcea să stea departe de familie și mai ales departe de lucrurile de la Ipotești, pentru că deseori se furișa pe la strânele din jur, pe la bătrânii satului, prin pădurea care înconjura satul, și îi plăcea să asculte ce? Fie ciripitul păsărilor, fie clipocitul izvoarelor, lucruri pe care noi le găsim în poezie, nu? Așa, fie basmele, foarte frumoasele basme pe care le spuneau bătrânii, da? Cineva a recitat poezia O Rămâi,
Cui credeți voi că se adresează poeta? Oră, mâine, sau cine credeți că se cui și cine și cui se adresează? Oră, mâine, mâine la mine, cine zice? Păduri. Pădurea. Pădurea zice poetului. Oră, mâine, mâine la mine, te iubesc atât de mult. Da? Mi-l furară, Doamne, anii ne-au, pe-naltul domn cu tot cu laur. Mă uscam de dor în piept cu plânsul, nu știam că dor.